Germană pentru începători, lecția 1, partea 1. Să începem cursul nostru de germană prin învățarea principalelor reguli de pronunție. Ascultați și repetați cuvintele. Guten Tag. Bună ziua. Guten. Bun. În cuvântul guten, vocala U se pronunță lung ca și în cuvântul românesc bun. Guten. Tag. Zi. În cuvântul tag, vocala A se pronunță lung. Consoana G de la sfârșitul cuvântului se pronunță ca și consoana C din cuvântul care. Tag. Guten Morgen. Bună dimineața. În cuvântul morgen, vocala O se pronunță lung. Morgen. Wie geht es? Ce mai faci? Cum te simți? În cuvântul vi, i se pronunță lung. Vi. Es geht. Bine, mulțumesc. În cuvântul geht, vocala e se pronunță mai ridicat ca în română. Geht. Frau Schmidt. Doamna Schmidt. În cuvântul Frau, pronunțăm au ca în cuvântul sau. Însă vocala A este mai accentuată decât vocala U. Frau. Se pronunță cu ș românesc ca în cuvântul și. Schmidt. Fräulein Rode. Domnișoara Rode. În cuvântul Fräulein. Domnișoara Rode. Vocala I din cuvântul Fräulein se pronunță muiat ca în cuvântul noi. Fräulein. Exersați pronunția cuvintelor. Ascultați și repetați. Zi. Tag. Bun. Guten. Dimineață. Morgen. Cum. Wie. Merge. Es geht. Doamnă. Frau. Schmidt. Schmidt. Domnișoară. Fräulein. Rode. Rode. Repetați următoarele cuvinte. Guten Tag. Guten Morgen. Wie geht es? Frau Schmidt. Fräulein Rode. Atenție, în limba germană accentul cade în general pe prima silabă. Să repetăm substantivele cunoscute împreună cu articolul hotărât. Die Frau. Die Frau. Das Fräulein. Das Fräulein. Der Morgen. Der Morgen. Der Tag. Der Tag. Acestea sunt cuvintele lecției de astăzi. Der Abend. Seara. Auch. Și. Danke. Mulțumesc. Dir. Ție. Gut. Bun. Der Herr. Domnul. Ihnen. Pentru dumneavoastră. Sehr. Foarte. Und. Și. Acum exersăm cuvintele în altă ordine. Atenție! În limba germană, consoana R de la sfârșitul cuvântului se pronunță foarte slab. Der Herr. Domnul. Der Abend. Seara. Ihnen. Pentru dumneavoastră. Auch. Și. Dir. Ție. Gut. Bun. Sehr. Foarte. Danke. Mulțumesc. Und. Și. Es geht. Merge, bine.
După atâta recapitulare, precis știți deja cuvintele pe de rost. Traduceți în limba germană. Seara. Der Abend. Pentru dumneavoastră. Ihnen. Domnul. Der Herr. Doamna, femeia. Die Frau. Pentru dumneavoastră. Ihnen. Ție. Dir. Și. Auch. Mulțumesc. Danke. Dimineața. Der Morgen. Ziua. Der Tag. Domnișoara. Das Fräulein. Bun. Gut. Foarte. Sehr. Acum să învățăm formele de salut. Pronunțați cu voce tare. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Să repetăm expresiile împreună cu traducerea. Bună seara. Guten Abend. Bună ziua. Guten Tag. Bună dimineața. Guten Morgen. Acum să legăm formele de salut cu persoanele din manualul nostru. Guten Tag, Frau Schmidt. Bună ziua, doamnă Schmidt. Guten Abend, Fräulein Rode. Bună seara, domnișoară Rode. Guten Morgen, Herr Rode. Bună dimineața, domnule Rode. Să ascultăm câteva propoziții simple. Atenție la pronunție. Ce mai faci? Wie geht es dir? Mulțumesc, bine. Danke, gut. Și tu? Und dir? Foarte bine. Sehr gut. Ah, doamna Schmidt. Ach, Frau Schmidt. Ce mai faceți? Wie geht es Ihnen? La fel, bine. Auch gut. Repetați propozițiile. Aveți grijă la intonație. Guten Tag, Frau Schmidt. Bună ziua, doamnă Schmidt. Wie geht es Ihnen? Ce mai faceți? Guten Morgen. Bună dimineața. Guten Abend. Bună seara. Wie geht es dir? Ce mai faci? Danke, gut. Und Ihnen? Mulțumesc bine. Și dumneavoastră? Danke, sehr gut. Mulțumesc, foarte bine. Guten Abend, Fräulein Rode. Bună seara, domnișoară Rode. Guten Tag, Herr Rode. Bună ziua, domnule Rode. Să folosim cuvintele învățate până acum împreună cu conjuncția und și. Ascultați și repetați. Der Herr und die Frau. Domnul și doamna. Die Frau und das Fräulein. Doamna și domnișoara. Der Tag und der Abend. Ziua și seara. Der Morgen und der Abend. Dimineața și seara. Gut und sehr gut. Bine și foarte bine. Herr Rode und Frau Schmidt. Domnul Rode și doamna Schmidt. Herr und Fräulein Rode. Domnul și domnișoara Rode. Herr und Frau Schmidt. Domnul și doamna Schmidt. Danke Ihnen und dir. Vă mulțumesc dumneavoastră și ție. Să folosim cele învățate.
Spuneți cu voce tare textul corespunzător în limba germană. Dacă greșiți, corectați-vă. Ah, domnul Rode. Ach, Herr Rode. Ce mai faceți? Wie geht es Ihnen? Mulțumesc, bine. Danke, gut. Și tu ce mai faci? Und wie geht es dir? Foarte bine. Sehr gut. Ziua și seara. Der Tag und der Abend. Doamna Schmidt și domnișoara Rode. Frau Schmidt und Fräulein Rode. Domnul și doamna Schmidt. Herr und Frau Schmidt. Bună seara. Guten Abend. În încheiere, urmează un exercițiu de pronunție. Repetați cuvintele. A. Tag. Abend. O. Morgen. O. Rode. I. Wie. Ihnen. Partea a doua. Ich heiße. Mă numesc. În cuvântul ich, consoana H se pronunță tare ca în cuvântul românesc haină. Ich verstehe. Înțeleg. Consoana H dintre cele două vocale nu se pronunță. Consoana V la începutul cuvântului se pronunță F. Verstehe. Ich heiße Kurz. Mă numesc Kurz. Consoana Z, numită în limba germană Z, o pronunțăm ca pe consoana românească Ț. Kurz. Să repetăm propozițiile învățate. Pronunțați-le tare și clar. Înțeleg. Ich verstehe. Mă numesc Kurz. Ich heiße Kurz. Înțeleg, doamnă Schmidt. Ich verstehe, Frau Schmidt. Acum urmează cuvintele noi ale lecției. Heißen. A se numi. Ich. Eu. Ja. Da. Mich. Pe mine. Nein. Nu. Nicht. Nu. Sie. Dumneavoastră. Sie. Ea, ei, ele. Verstehen. A înțelege. Să recapitulăm încă o dată cuvintele lecției de azi. Ich. Ich. Eu. Mich. Mich. Pe mine. Sie. Sie. Ea, ei, ele. Nicht. Nicht. Nu. Sie. Sie. Dumneavoastră. Heißen. Heißen. A se numi. Verstehen. Verstehen. A înțelege. Ja. Ja. Da. Nein. Nein. Nu. Repetați cuvintele și încercați să le învățați. Eu. Ich. Ja. Sie. Da. Ja. Pe mine. Mich. Dumneavoastră. Sie. Nu. Nicht. Nu. Nein. A se numi. Heißen. A înțelege. Verstehen.
În continuare, vom forma câteva propoziții cu verbul heißen, a se numi. Ich heiße Schmidt. Mă numesc Schmidt. Ich heiße Eva Schmidt. Mă numesc Eva Schmidt. Sie heißen Rode. Vă numiți Rode. Sie heißen Max Rode. Vă numiți Max Rode. Wie heißen Sie? Cum vă numiți? Rudi. Rudi. Nein, ich heiße nicht Rudi. Nu, nu mă numesc Rudi. Ich heiße Rode. Mă numesc Rode. Traduceți în limba germană. Dacă greșiți, corectați-vă. Cum vă numiți? Wie heißen Sie? Max Rode mă numesc. Ich heiße Max Rode. Vă numiți Rudi? Heißen Sie Rudi? Nu mă numesc Rudi. Ich heiße nicht Rudi. Vă numiți Eva? Sie heißen Eva. Vă numiți Schmidt? Heißen Sie Schmidt? Ascultați și repetați propozițiile formate cu verbul verstehen. A înțelege. Urmăriți pronunția în limba germană. Ich verstehe Sie. Vă înțeleg. Ich verstehe Sie sehr gut. Vă înțeleg foarte bine. Ich verstehe Frau Schmidt nicht. Nu înțeleg pe doamna Schmidt. Sie verstehen mich. Mă înțelegeți. Sie verstehen mich auch. Și dumneavoastră mă înțelegeți. Verstehen Sie mich? Mă înțelegeți? Verstehen Sie Fräulein Rode? O înțelegeți pe domnișoara Rode? Nein, ich verstehe Sie nicht. Nu, eu nu vă înțeleg. Und ich verstehe Sie gut. Și eu vă înțeleg bine. Verstehen Sie Eva? O înțelegeți pe Eva? Ja, ich verstehe Sie. Da, o înțeleg. Wie verstehen Sie mich? Cum mă înțelegeți? Ich verstehe Sie sehr gut. Vă înțeleg foarte bine. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Mă înțelegeți? Verstehen Sie mich? Da, vă înțeleg bine. Ja, ich verstehe Sie gut. Nu vă înțeleg. Ich verstehe Sie nicht. Cum mă înțelegeți? Wie verstehen Sie mich? Vă înțeleg foarte bine. Ich verstehe Sie sehr gut. Nu mă înțelegeți? Verstehen Sie mich nicht. Atenție, negația. Nein. Neagă toată propoziția și stă la începutul acesteia. Negația. Nicht. Neagă numai o parte de propoziție și stă după verb. Pronunțați cu voce tare propozițiile germane, apoi traduceți-le în limba română. Ich verstehe Sie gut. Vă înțeleg bine. Sie verstehen mich sehr gut. Mă înțelegeți foarte bine. Ich verstehe Sie nicht, Frau Schmidt. Nu vă înțeleg, doamnă Schmidt. Ich heiße nicht Eva. Nu mă numesc Eva. Sie verstehen Frau Schmidt gut. O înțelegeți bine pe doamna Schmidt. Wie heißen Sie, Herr... Cum vă numiți, domnule... Ich heiße Max Rode. Mă numesc Max Rode. Heißen Sie Rudi? Vă numiți Rudi? Wie verstehen Sie, Frau Schmidt? Cum o înțelegeți pe doamna Schmidt? Verstehen Sie mich nicht? Nu mă înțelegeți? Nein, ich verstehe Sie nicht.
Nu, nu vă înțeleg. Repetați încă o dată câteva propoziții. Ich verstehe Sie sehr gut. Wie heißen Sie? Verstehen Sie Fräulein Rode? Heißen Sie Kurz? Wie verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie nicht. Ascultați următoarele propoziții și traduceți-le în română. Acestea vă sunt deja cunoscute. Wie heißen Sie? Cum vă numiți? Verstehen Sie mich? Mă înțelegeți? Wie geht es Ihnen? Ce mai faceți? Es geht gut. Bine. Heißen Sie Kurz? Vă numiți Kurt? Wie verstehen Sie Eva? Cum o înțelegeți pe Eva? Danke, sehr gut. Mulțumesc, foarte bine. Guten Abend, Frau Schmidt. Bună seara, doamna Schmidt. Guten Tag, Herr Rode. Bună ziua, domnule Rode. Guten Morgen, Fräulein Eva. Bună dimineața, domnișoară Eva. Exersați acum aceste cuvinte și în altă ordine. Atenție la pronunția corectă. Ce mai faceți? Ce mai faci? Wie geht es? Nu înțeleg. Ich verstehe nicht. Și eu. Ich auch. Mulțumesc. Danke. Ție. Dir. Nu mă numesc... Ich heiße nicht. Vă înțeleg. Ich verstehe Sie. Vă numiți... Heißen Sie... Și pentru dumneavoastră. Und Ihnen. O înțeleg. Ich verstehe Sie. Bună seara, domnule Rode. Guten Abend, Herr Rode. Ah, domnișoara Rode. Ach, Fräulein Rode. Foarte bine. Sehr gut. La sfârșitul lecției să repetăm următoarele propoziții împreună cu traducerea lor. Atenție la pronunție. Mă înțelegeți? Verstehen Sie mich? Nu mă numesc Rudi. Ich heiße nicht Rudi. Ce mai faceți? Wie geht es Ihnen? Mulțumesc, foarte bine. Danke, sehr gut. Nu vă înțeleg. Ich verstehe Sie nicht. Cum vă numiți? Wie heißen Sie? Vă înțeleg bine. Ich verstehe Sie gut. În următoarele cuvinte se repetă aceleași sunete. Ascultați. E. Eva. Verstehen. Geht. Auch. Ich. Mich. Nicht. Danke. Morgen. Rode. Herr.